marile puteri din secolele 14-15 au, au avut un eficient sistem de informare prin rețele de spioni și frecvente rapoarte. Aceste rapoarte secrete au avut mare importanță pentru actorii politici. Din acest motiv au și fost arhivate cu grijă. În Ungaria la Buda în Arhiva Regală, la Veneția în Arhiva Republicii, în Istanbul, o redirne la înalta poartă. Acestea ar fi fost destinațiile obligatorii pentru orice medieviz român. Ar fi fost într-o rume ideală. Din nefericire, însă, majoritatea documentelor au fost distruse. Arhiva Ungariei a fost arsă prima dată de otomani după Mohaci și a doua oară două secole mai târziu de către Habsburgi. Arhiva venețiană a ars în secolul XVI în două incendii. Arhivele otomane au fost curățate la începutul secolului 20 de cele mai vechi și pentru birocrați irelevante, fonduri vândute ca maculatură la bulgari. Faptul că știm prea puțin despre evul mediu românesc nu este așadar vreo conspirație sau rezultatul relevoinței și incompetenței istoricilor. Pur și simplu au ars peste 90% din izvoare.